Un manager la o multinațională proxenet în timpul liber. Este vorba despre un bărbat din Brașov care ar fi racolat tinere. În loc să le angajeze, le plasa pentru servicii sexuale. Ar fi reușit să convingă astfel 4 fete să lucreze pentru el, dintre care 3 sunt minore. A fost un copil care și-a dat interesul la școală. E o fetiță isteață, putea să fie foarte bine. Eu îmi cresc copilul și vine unul și îmi influențează și îmi duce la mama dracu. Adică credeți că eu am muncit atâția ani ca să ajung să mănânce ăla după fundul ei pâine? Anchetatorii bănuiesc că numărul victimelor ar putea fi mult mai mare. Individul este arestat acum preventiv. Vă avertizăm că urmează informații cu un puternic impact emoțional. Brașoveanul în vârstă de 34 de ani era angajat ca manager de resurse umane la un cunoscut lanț de restaurante fast food. Își racola victimele din rândul tinerelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Pe unele le chema la interviu și le promitea că le va angaja. Pe altele, în special pe cele care proveneau din medii mai defavorizate, le convingea sau le obliga să se prostitueze. Erau racolate prin intermediul unor anunțuri postate de acestea în mediul online, prin care își ofereau serviciile pentru diferite locuri de muncă, gen bonă sau îngrijirea unor persoane pârtice. El după aceea le avorta, le oferea, în urma prima discuție, o ofertă de muncă în cadrul unor saloane de masaj. Cel puțin 4 fete i-au căzut în plasă, 3 sunt minore, au 15, 16 și 17 ani, a patra are 22 de ani. Bărbatul închiriase 2 apartamente în oraș în regim hotelier. Acolo își ducea clienții, banii primiți îi împărțea cu fetele. Una dintre minore abia terminase școala generală. A fost un copil care și-a dat interesul la școală. E o fetiță isteață, putea să fie foarte bine. Vedeam, nu era respectoasă, deci nu era îngâmpată. Situația asta e foarte gravă. Eu îmi cresc copilul și vine unul și îmi influențează și îmi duce la mama dracu. Adică credeți că eu am muncit atâția ani ca să ajung să mănânce ăla după fundul ei pâine? La sfârșitul lunii trecute, bărbatul a fost prins în flagrant. A fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Acuzațiile care îi se aduc managerului proxenet sunt grave. 3 infracțiuni de trafic de minori și o infracțiune de trafic de persoane, pentru care riscă să-și petreacă ani buni în spatele gratiilor. Bărbatul este căsătorit și are un copil.